Aceștia sunt golgheterii fiecărei echipe din Liga 1 și astăzi se vor duela într-un turneu 1 vs 1. Vor avea la dispoziție o repriză de 3 minute să-și arate talentul, iar în caz de egalitate vor trece direct la penaltiuri și vor fi ajutați de portarii de la cluburile lor. Între timp pe ecran vedeți tragerea la sorți a turneului final, avem ceva dueluri interesante încă din prima fază. Turneul va arăta astfel și mergem deja la primul duel, un meci între Gicu Grozav și Tudorie. Grozav începe în atac, are acest șut frumos, dar fără rezultat. Grozav îl păcălește ușor pe Tudorie, ce schemă face și ce gol senzațional! Incredibil ce face Grozav la această fază, probabil că toată copilăria s-a jucat FIFA Street băiatul ăsta, ar trebui să schimbe repede numele în Gicu Neymar. Tudorie acum, Tudorie driblează, trage, dar ratează. Grozav mai trece odată simplu de Tudorie, Grozav încarcă șutul și vincul curat! Două goluri foarte frumoase marcate de Gicu Grozav în acest duel. Petrolistul este cel care merge mai departe. Tudorie pleacă acasă. O victorie scurtă cu 2-0. Gicu Grozav va juca mai departe cu câștigătorul dintre Tiam și Daniel Popa. Căbuz îl vede foarte bine pe Popa. Popa trage, dar nu reușește să marcheze. Este rândul lui Tiam să atace. Tiam față în față cu Căbuz și marchează un gol foarte simplu. Mai avea un pic și se ducea cu mingea cu totul în poartă. 1-0 pentru jucătorul de la U Cluj. Tiam se duce în lateral, dar ce rezolvare găsește Mamadou Tiam. 2-0 pentru clujean. Superbă reușită, iată, sub bară se duce acest șut. Am intrat în ultimele 20 de secunde, Popa în atac, marchează și el frumos, superbă reușită a târgovișteanului. Din păcate pentru el nu mai este timp suficient să revină. Mamadou Tiam este cel care merge mai departe. Avem acum duel între rusul de la Mioveni și Ianga de la CFR Cluj. Ianga are prima fază importantă și face 1-0, gol frumos marcat de golgheterul de la CFR Cluj. Greab îl caută pe rusul, dar preferă să-l depășească pe Ianga și îl bate pe scufet, superbă reușită pentru portarul de la Mioveni. Incredibil așa ceva, n-am mai văzut până acum o asemenea fază. Portarul de la Mioveni își ajută cu echipierul să egaleze. Rusul pur și simplu a șomat la faza asta, dar este 1-1. Greab îl invită pe Ianga la pressing și îl depășește, îi pasează bine lui Rusu, Rusu singur cu scufet, Rusu marchează simplu și este 2-1 pentru golgheterul de la Mioveni. 40 de secunde rămase, Ianga, n-ai cum să tragi așa, i-a dat pasă lui Greab. Și acum contraatac pentru Rusu, Rusu se duce singur, Rusu trage de acolo și gol în vinclu, 3-1 pentru Rusu, Ianga este eliminat, surpriză de proporții. Mai departe, Denis Alibec va juca cu Aurelian Chițu de la FCU. Denis Alibec nu vrea să stea prea mult la discuții, trece de Chițu și face 1-0, Chițu nici măcar n-atinge mingea la faza asta. Frumoasă reușită a lui Denis Alibec, care iată știe să și dribleze. Denis Alibec este lăsat să facă ce vrea și face 2-0 Constanțeanul. Chițu nici măcar nu încearcă. Se apără foarte slab Aurelian Chițu. Pentru binele său, Mititelu n-ar trebui să vadă acest meci. Chițu încearcă și el un atac și reușește acest gol superb în poarta lui Aiwani. 2-1 în aceste momente, Chițu revine. Chițu primește acum de la portarul său, Chițu are șansă să tragă la poartă și mingea se duce în plasa porții lui Aiwani, unul dintre cele mai anemice șuturi pe care le-am văzut. Chițu reușește să egaleze, probabil că l-am judecat prea repede. Se joacă acolo portarul de la FCU cu Alibec, Alibec reușește să-i fure mingea, 13 secunde până la final și Alibec reușește să facă 3-2, incredibil! Gafă monumentală făcută de portarul de la Craiova lui Mititelu și Denis Alibec este cel care merge mai departe. Avem în continuare un duel între Damașcan și Companio. Damașcan începe bine, dar Târnovanu se opune. Popa greșește, Companio însă se împiedică, ajunge până la urmă italianul la minge și ratează. Cascadorii râsului la faza asta. Ultimele secvențe, Companio reușește să-i fure mingea lui Damașcan și italianul reușește să deschidă scorul cu 15 secunde înainte de final. Incredibil!
FCSB-istul reușește să se impună cu această execuție frumoasă, Andrea Compagno își va afla adversarul dintre Mailat și Garita. Mailat îl lasă mult în spate pe Garita, Mailat bară, dar cu noroc mingea rămâne acolo și Mailat reușește să deschidă scorul. Garita pasează mult cu portarul său, dar să-l vedem acum cu acest șut frumos și ce ocazie! Micle trebuie să dea drumul la minge, trece de Mailat, dar nu înțeleg ce face acolo și Mailat îi fură mingea și marchează pentru 2-0. Botoșeneanul se impune. Intră acum în competiție rapidistul Dugan Zici contra lui Postolachi de la UTA. Horațiu Moldovan își invită adversarul la pressing. Postolachi cât pe ce să-i fure mingea, nu intră în poartă, se pare că este fault la Moldovan. Moldovan, pasă bună pentru Dugan Zici, Dugan Zici către 1-0, Dugan Zici ratează. Horațiu Moldovan se joacă cu focul, ia mingea în mână acum și pasează lui Dugan Zici care stă la pomană. Dugan Zici este însă în unghi, Dugan Zici ce torpilă! 1-0 pentru rapidistul Dugan Zici, se termină 1-0 pentru rapidistul Dugan Zici, Postolachi este eliminat. A mai rămas un singur meci în optimi, un duel între Paraschiv de la Hermannstadt și Ivan de la Craiova. Ivan stă ca pițurcă la pomană, preia Andrei Ivan, Andrei Ivan finalizează simplu, 1-0 pentru craiovean. Paraschiv scapă spre gol, Paraschiv vrea scăriță. Oare de ce a vrut să tragă așa? Andrei Ivan trage de timp în acest final de meci, preferă să paseze cu portarul, acum reușește un șut frumos, cât pe ce să mai marcheze odată. Se termină 1-0 pentru jucătorul Universității Craiova, acesta se impune și merge mai departe. Așa arată tabloul sferturilor de finală și hai să mergem la prima partidă, meciul dintre Grozav și Tiam. Tiam are prima acțiune, Tiam trage peste. Gorcea îl caută pe Tiam, dar greșește pasa, Gicu Grozav primește acest cadou și nu iartă, 1-0 pentru Petrolist. Gorcea îi pune pe tavă scorul de 1-0 lui Gicu Grozav și acesta nu refuză. Tiam își pune mingea pe stângul și trage, superb! Gol frumos marcat de jucătorul de la Ucluj, restabilește egalitatea. Se termină 1-1 și avem prima partidă ce se va decide la penaltiuri. Este 3-3 scorul loviturilor de departajare. Vâlceanu se pregătește să execute și îl bate pe Gorcea. Presiunea este pe Gorcea acum, care trebuie să marcheze dacă vrea să-l ajute pe Tiam. Portarul de la Ucluj se apropie de minge, apără Vâlceanu și Gicu Grozav este cel care se califică în semifinale. Și acum așteaptă să vadă cu cine va juca dintre Rusu și Alibek. Denis Alibek, șansă de 1-0, însă trage slab, greab reține, Alibek vrea foarfecă și Bogdan Rusu se poate duce pe contraatac, Rusu față-față cu Aioani, marchează simplu, 1-0 pentru jucătorul de la Mioveni, iată cât de repede se mută acțiunea de la o poartă la alta. Bogdan Rusu are șansa lui 2-0, dar trage foarte slab și acum Denis Alibek poate să plece pe contraatac. Denis Alibek față în față cu grab, îl învinge foarte simplu. Se face 1-1 în acest duel. Am intrat de mult în ultimul minut, Denis Alibek așteaptă această pasă care vine până la urmă. Denis Alibek în fața lui 2-1 ratează, dar cu noroc mingea rămâne la el și până la urmă Constanțeanul reușește să se impună. Denis Alibek se califică mai departe în semifinale. Sfertul de finală numărul 3 este între Mailat și Compagno. Italianul de la FCSB își face mingea pe dreptul și marchează superb direct în vinclu, 1-0 pentru acesta. Mailat, destul de timid în această partidă, trece de Compagno și până la urmă îl învinge pe Târnovanu, 1-1, gol frumos marcat de Mailat. Final de meci dramatic, Mailat mai are un atac, dar Compagno îi fură mingea, o ține și în teren, Andrea Compagno trage vinclu și italianul reușește să preia conducerea. 2-1 pentru FCSB-istul Compagno, acesta se califică în semifinale. Dintre Ivan și Dugan Zici se va decide adversarul pentru Compagno în semifinale. Andrei Ivan față în față cu Horațiu Moldovan și ce slab trage, i-a dat pasă.
Acum Dugan Zici, șansa lui să plece pe contraatac. Dugan Zici, 1-0 pentru Rapidist. Andrei Ivan, o schimbare de direcție în centru cu stângul. Andrei Ivan, superbă reușită, se face 1-1. Cât de frumos se lovește balonul Andrei Ivan aici. Ivan are spațiu să facă ce vrea, dar alege să rateze inexplicabil. Intrăm în ultimele 20 de secunde cu Dugan Zici. Dugan Zici își dorește victoria și o obține. Andrei Ivan s-a jucat cu ocaziile. Rapidistul merge mai departe. Două semifinale foarte, foarte interesante și mergem la prima dintre ele. Acest duel între Grozav și Alibek. Grozav este primul care atacă. Grozav îl întinde serios pe Aioani. Alibek face pressing la portar și reușește să câștige mingea și marchează. Denis Alibek reușește să marcheze primul. Grozav este sabotat de propriul portar. Aioani ține de minge cu 20 de secunde înainte de final. Grozav insistă și mingea se duce în poartă. Ce gafă face Aioani. Două goluri marcate până acum pe prostia portarilor. Grozav reușește să egaleze cu 16 secunde rămase. Alibek combină cu Aioani. 4 secunde rămase. Denis Alibek! Ce gol marchează! Constanțeanul este primul finalist. În ce moment se găsește să marcheze? Incredibil această semifinală. Mergem repede să vedem cealaltă semifinală dintre Dugan Zici și Andrea Companio. Dugan Zici atacă primul, însă Companio se apără foarte jos. Acum este șansa italianului. Companio! Bară gol! Superbă reușită! 1-0 repede pentru Andrea Companio. Rapidistul încearcă să revină repede, dar nu reușește să marcheze aici. Rămâne 1-0 pentru Companio. Moldovan nu vrea să dea drumul la minge. Companio îl pune jos și mai mult de atât, face 2-0 italianul. Incredibilă greșeală. S-au mulțit erorile pe final de competiție. Companio fură din nou această minge și marchează pentru 3-0. Incredibil. Dugan Zici nu se regăsește deloc. Dugan Zici are șansa să mai spele din rușine, dar dă bară și mingea acum se îndepărtează. Târnovanu ieșit mult din poartă, Dugan Zici fură mingea și până la urmă rapidistul reușește să marcheze și el. Se termină 3-1 pentru Companio, care va juca marea finală contra lui Denis Alibek. Alibek are prima minge, pasează cu Aioani, trece frumos de Companio, dar finalizează slab. Companio acum își face mingea pentru șut, Aioani, ce paradă frumoasă. Se joacă foarte calm în aceste momente, nimeni nu riscă. Acum Companio are noroc, Alibek greșește, Companio are șansa unui atac periculos. Companio alege să tragă foarte slab. Aioani primește, Alibek se demarcă, însă Aioani, ce gafă era să facă, incredibil. Ce șansă are Companio cu poarta goală aici. Aioani îl atrage pe Companio, acesta riscă, se duce în pressing. Aioani acum îi pasează bine lui Alibek. Denis Alibek are o șansă importantă. Denis Alibek, cu mai puțin de 35 de secunde, reușește să marcheze. Revedem această reușită a Constanțeanului. Alibek ține de minge cu mai puțin de 20 de secunde până la final. 15 secunde și Companio scapă pe contraatac. Dar ce face italianul? Incredibil! N-ai cum să faci așa ceva. Nici măcar pasă la portar nu se poate numi că a fost asta. Alibek mai are o șansă, scoate Târnovanu. Și s-a terminat în aceste momente. Denis Alibek este câștigătorul acestui experiment. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să te abonezi pentru a nu le rata pe următoarele. Poți lăsa și un like pentru că ajută foarte, foarte mult. Aștept în continuare în comentarii și sugestiile voastre. Eu am fost Andurache și până data viitoare, auzim numai de bine!